Alo. Să trăiți. Să trăiți, domnule Pure. Să trăiți. Ori veniți dumneavoastră cu dosarele, ori le dați cu publicului care vine la Sigarcea. Nu e obligatoriu să veniți dumneavoastră personal, dar care dosare, domnule, care? Spuneți-mi și mie, care? Unde sau mă ascultați? Da, deci, din gură și scrieți un foaie de hârtie, da? Da. Deci, aveți două dosare cu CES, da, cu care dumneavoastră le aveți cam vechi. Le știți, da? Da. Le știți? Da, ălea cu CES și mai care. Păi, câte aveți cu CES dumneavoastră? Păi, am fost 5-6, nu știu. Deci mă interesează că dumneavoastră cele două dosare cu CES-ul, cu Oncică Dumitru și cu Cebucă Elena, ori veniți dumneavoastră astăzi la mine cu ele, ori trimiteți pe colegul dumneavoastră care vine astăzi la Sigarcea cu dosarele și nu mai luați la dosar la telefon. Dispozițiile mele sunt obligatorii și executorii. Aștept să veniți. Dosarele nu stale dumneavoastră, dosarele parchetului. Sunt dosarele dumneavoastră, domnule, dar ce? Așa trebuie să fac, deci, veni ăsta să mă amenințe pe cei agricultare. Vino deci, și vi le aduc. Dumneavoastră nu spuneți mie ce faceți acolo, probabil, mergeți dosarele, în rest nu discutăm altceva nimic. Cu ăștia două cu CES. Ori le dați colegului. Nu îi le dați colegului. Domnule, vi le aduc eu când vi le aduc. Veniți dumneavoastră atunci, da? Da. Vi le aduceți dumneavoastră, da? Da. Vă aștept cu dosarele. Nu știu, e simplu. Da? Ne-am înțeles, veniți dumneavoastră personal. Bine?